Peste festivalul de folclor al cetății Salița Cortina, la ropotele de aplauze a sute de deveni care au fost prezenți în cea de-a treia zi și ultima seară a prestigioasei manifestări. După ce, în primele două zile, pe scena din parcul cetății au urcat ansamblurile Silvana din Deva, Baladele Deltei din Tulcea, Doina Gorjului din Târgu Jiu și Transilvania din Baia Mare, evoluția lor încântând publicul, festivalul de folclor al cetății a fost închis cu o nouă prestație de excepție, oferită de data aceasta de ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului. Ca în primele două serii, gazdele festivalului de la Deva i-au premiat pe distinși oaspeții de la Sibiu. La rândul lor, invitații i-au premiat pe organizatori, oferindu-le un vin care poartă numele ansamblului sibian. În plus, cei de la ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului au evoluat pe scenă alături de invitații lor, fiind vorba despre Robert Târnăvianu, Oana Tomoioagă, Traian Stoiță, Gianina Gavrilă, Gabriel Dumitru, Daniel Pop, Andreea Haisan, Ilie Medrea și Marius Ciprian Pop, care au oferit publicului prezent un colaj de cântece populare din toate zonele țării. Bună seara, Deva! Bine v-am regăsit! Tot frumos, tot voios și tot sănătos! Și cântăm una pentru Doamne, pentru început! Și zicem așa... Și câte doruri mă conjoară, dorule, în ciraș faci o scară, dorule, și din cer până în pământ, mă, eu mai multe am din mai, dorule, și din cer până în pământ, mă, eu mai multe am din mai, dorule. Și bine v-am găsit, bună seara, Deva! Hai, hai, așa! Hai, da, hai, cu veselie, așa cum îmi place mie! Mi s-o dus bădița meu, măi, ciobanii, măi, ciobănaș suspiră rău, ciobanașului. Păi și cum, măi, și cum e nuț, măi, ciobanii, măi, și-o turmă de berbecuț, ciobanașului. Da, așa doi când mândrișă mari, măi, ciobanii, măi, da, pentru lupii și-i tâlhari, de ciobanii, ciobanii. Ce doi când mândrișă mari, măi, ciobanii, măi, da, pentru lupii și-i tâlhari, măi, ciobanii, ciobanii. Ăsta-i jocul junilor, la 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 la, jocul sibienilor, la 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 la. Ăsta-i jocul junilor, la 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 la, jocul sibienilor, la 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 la. Ce se joacă în sărbătorii, măi, la 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 la. Tot de ce de deficiori, măi, la 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 la. Uai, ce se joacă în sărbători, măi. Tot de ce de deficiori. Festivalul de folclor al cetății a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ, iar reprezentanții acestora au adus mulțumiri artiștilor care au participat la eveniment, precum și publicului pentru prezența sa numeroasă. Au dorit o fărâmă din tot ceea ce știu ei și dumneavoastră le-ați răsplătit tot ceea ce au făcut ei pe scenă și toate eforturile lor cu aplauzele care ne-ați primit și pe noi. Și vă mulțumim frumos și vă întoarcem și noi aplauzele cu mare drag, pentru că a fost un public minunat și în această seară și în toate celelalte seri. Vreau să mulțumesc colegilor mei de la Centrul Cultural Drăgan Muntean, care au pus suflet în aceste zile și nu numai, pentru că un asemenea eveniment durează o pregătire mult mai lungă. Sunt multe ore, multe zile, săptămâni de muncă, dar important este că ne-am atins scopul și că am adus în fața dumneavoastră ansamblul de renume din țară, care v-au adus bucuria
regăsirii cu locurile, cu tradiția și cu tot ce avem noi mai frumos. Vreau să închei a mulțumi celor care ne-au ajutat să realizăm acest eveniment. Vreau să mulțumesc Primăriei Municipiului Deva, vreau să mulțumesc Consiliul Local al Municipiului Deva și nu în ultimul domnului primar Nicolae Florin Oancea, care ne dă tot sprijinul și tot ceea ce realizăm, toate evenimentele care le facem pentru dumneavoastră. Festivalul de folclor al cetății de la Deva se află la cea de-a doua sa ediție.